Acum mai bine de 120 de ani a fost doar un atelier de plăci ceramice. Însă azi, Teraplast este unul dintre cele mai puternice grupuri industriale românești și un reper pe piața materialelor de construcții. Compania are în prezent 6 linii de business, dezvoltate treptat de o echipă managerială care a avut curajul să privească dincolo de granițele României. Materialele de construcții produse de grupul Teraplast s-au impus pe piața de profil, iar asta se datorează unei echipe de management care ia decizii doar după ce cântărește atent fiecare pas. Fiind una dintre puținele multinaționale cu capital privat românesc, grupul Teraplast a știut mereu că tinerii bine pregătiți sunt de fapt cheia. Am ajuns pe o poziție de director general la 27 de ani, nu cred că oriunde altundeva aș fi lucrat. Într-o companie multinațională, de exemplu, să fi avut șansa asta. Alexandru e în domeniul construcțiilor încă din 2005, de când a terminat facultatea. Teraplast i-a marcat cariera, iar el, la rândul său, continuă să-și pună amprenta asupra companiei. Din păcate, managementul nu este o carte de rețete. Dacă ar fi o carte de rețete, i-ai da-o portarului, l-ai pune director general și ar face o treabă foarte bună. De peste un deceniu, Alexandru a asistat și contribuit la transformarea Teraplast dintr-o firmă regională într-o multinațională. Din 2008, compania este listată la Bursa de Valori București. Grupul Teraplast este în prezent cel mai mare procesator de PVC din România și unul dintre principalii producători de materiale pentru piața construcțiilor. Anul trecut, Terastil s-a extins în Serbia printr-o investiție de peste 6 milioane de euro. Dezvoltările făcute anul trecut ne-au deschis apetitul și ne-au dat curaj să privim mai departe, dincolo de granițele României. Nu mai avem complexul de a fi români, avem curajul să ieșim în străinătate și explorăm în permanență opțiuni pentru a ne continua expansiunea la nivel regional. De profesie economist, Cosmin Pătroiu conduce de 5 ani două dintre companiile din cadrul grupului. A plecat din Craiova și a ajuns să dezvolte noi companii în alte țări, dar a cunoscut cele mai mari satisfacții aici, la Bistrița. Firma avea o cifră de afaceri de 80 de milioane de ron, iar anul ăsta preconizăm că vom termina la peste 300 de milioane de ron. Viața mea s-a schimbat foarte mult de când am venit la Terastil. Fac ceea ce îmi place, vin în fiecare zi la birou sau mă întâlnesc cu clienții sau fac ședințe foarte mult din plăcere. Bineînțeles, apoi vin și rezultatele financiare și alte lucruri, însă dacă pui pasiune în ceea ce faci zi de zi, transmiți oamenilor tăi lucrurile astea și se întoarce de 10 ori această pasiune. Are viziuni clare asupra direcției pe care vrea să o imprime companiei și se bazează pe sprijinul oamenilor care vin zi de zi să muncească în parcul industrial Teraplast din Bistrița, cu o suprafață de peste 20 de hectare. Pentru a ajuta componenta umană din cadrul grupului Terastil, am dezvoltat o viziune foarte simplă și ușor de înțeles, și anume 3D. Care sunt cei 3D? Digitalizare, delocalizare, determinare. Alexandru și Cosmin se gândesc mereu la viitor și la dezvoltare, motiv pentru care au reușit recent să obțină un ajutor de stat în valoare totală de 6,8 milioane de euro, pe 3 proiecte de investiții, cu valoare totală de 15 milioane de euro. Produsele Teraplast ne înconjoară, fără să știm, pentru că nu sunt produse vizibile și asta cred că este cel mai important lucru cu care contribuim la dezvoltarea României. Creăm condiții de confort pentru toată lumea până la urmă, fără să o facem într-un mod evident. Astăzi, portofoliul de produse al grupului este structurat pe 6 linii de business: instalații și amenajări, profile tâmplărie, granule, panouri termoizolante, ferestre, uși și țiglă metalică. Și pentru că o dezvoltare durabilă nu se poate face fără să-și îndrepte atenția spre mediu, managementul Teraplast a investit deja 3,7 milioane de euro într-o stație de reciclare. Am reușit să substituim aproximativ o treime din consumul de materie primă virgină cu material reciclat. Vom continua cu celelalte materiale, nu lucrăm doar pentru astăzi, lucrăm și pentru viitor. Nu ne propunem să dispărem în viitor apropiat, dorim să creăm un prezent sustenabil pentru un viitor sustenabil.